rezultatele sper să fie pe măsura așteptării poporului român. Dar în ceea ce privește marele ministru al agriculturii, Petre Daia, care la un dat era prezentat inclusiv de Codin Ștefănescu, am înțeles, evaluator de bază al Guvernului României în momentul de față, împreună cu doamna Viorica Dăncilă, oameni care nu au condus nimic în viața lor, dar Viorica Dăncilă s-a trezit din nimeni, s-a trezit prim-ministrul României, fără să fi condus vreodată ceva în viață, în afară de mașina personală sau altceva, o instituție, o echipă de lucru să coordoneze, și Codrin Ștefănescu, un nou name al politicii românești și al activităților economice din România, care cine a fost să facă evaluarea de fiecare departament în spate. Sunt curios ce rezultatul avea la agricultură. Acest ministru catastrofă al agriculturii românești, care a subliniat de atâtea ori, niciodată nu spune că este și ministrul industriei alimentare, nu numai al agriculturii, cel care iese în toate conferințele de presă și spune că la cereale, producția de cereale a României, e o producție record mai mare decât în 2017 cu 200.000 de tone, n-are niciun merit în treaba asta, că nu era cultivat pământul. Cel care a tăcut din gură, la un moment dat, fiindcă și-a dat seama ce tâmpenie a scos din gură atunci când a spus că porcii infestați cu peste porcină merg și mănâncă porumb în anul de porumb și infestează și porumbul cu peste porcină africană, da? Și a periclitat exportul de porumb al României în momentul în care România s-a înregistrat cea mai mare producție de porumb din Europa. Da? Iar, din păcate, și o spun din păcate, această atitudine pasivă pe care a avut-o la Ministerul Agriculturii, atunci când Comisia Europeană ne-a avertizat, nu luați măsurile corespunzătoare, ce faceți? Că voi aveți de un an de zile peste porcina africană în Tulcea. Atitudine pasivă, trebuia să la fermele de la Sarcea, din Telorman, și celelalte ferme, trebuia ca să se încheie și al doilea ciclu de creștere a porcilor. Era un ciclu care nu trebuia întrerupt, să livreze porcii la maturitatea de consum, și abia apoi a anunțat pe peste porcina africană în România. În momentul de față avem peste 1040, aproape 1100 de focare de peste porcină în România. Că zice, domnule, ghinion. Ghinion a avut și polonezii, ghinion a avut și spanioli, ghinion a avut și Sardinia, da? Insula respectivă. Dar ghinionul a fost perpetu, fiindcă, uite să spun un singur lucru, în Spania s-a eradicat peste porcina africană după 31 de ani. Iar populația s-a ales cu interzicerea dreptului de a mai crește porci în gospodărie. Cu pași rapizi ne duce și Petre Daia către aceeași soluție. Da? Iar în Sardinia, care este o insulă, izolată perfect de mare, da? De 50 de ani de zile se încearcă eradicarea acestei peste porcine și nu s-a reușit. Sunt datele furnizate de Petre Daia, nu le inventez. Polonia, în 2 ani, datorită ghinionului, a avut 99 de focare de peste porcină africană. Noi, în 2 ani, cu Petre Daia la cârma Ministerului Agriculturii și cu atitudinea pe care a avut-o, avem peste 1000 de focare. Dacă în Polonia, pesta porcina a înaintat cu 50 km pe an, în România, pesta porcina a înaintat cu 18 km pe zi. Și înaintează continuu. Vă dați seama, dacă a ajuns din Tulcea, a ajuns tocmai în comuna Secu, în județul Dolce. Ea nenorocit și pe oameni. Și o să mai nenorocească mulți în continuare. Petre Daia să fie clar pentru toată lumea. Nu a fost niciodată ministru al agriculturii. El niciodată nu a lucrat un adevărat ministru. Nu. El a avut unul care întotdeauna a trebuit să-i dea ordine. El a fost toată viața un executant. Emil Bogu, pe vremuri, era șeful lui care spunea ce să facă. Și el se executa. A alergat tractoriștii pe câmp cu ingineri agronomi, a alergat zootehniștii prin grajul și toate treburile astea. Asta făcea Petre Daia. Era un executant. Acum ar pui pe Petre Daia să
negocieze bugetul României cu, pe agricultură, cu, în cadrul politicii agricole comune, tot ce înseamnă bugetul Uniunii Europene pe 2020-2027, da? Păi Petre Daia, care el nu știe nici ministerul, nu cunoaște nici bugetul Ministerului Agriculturii. Ce structură are și cum poate fi folosit la maxim. Să ducă la oamenii de la SECU să le povestească acum cum ce trebuia făcut înainte, astfel încât oamenii să nu treacă prin necazul pe care îl traversează acum. Acum să se ducă pe tot aia. Nu să se ducă prin toate târgurile și iarmaroacele. El asta a crezut, a înțeles. Că e ministru, menirea unui ministru e să se oprime, să se prin toate târgurile și iarmaroacele, să cumpere cât un bolcan de duceață, câte o pereche de ciorap de lână și a terminat problema agriculturii în România. N-aș vrea să insist foarte mult pe aceste aspecte, cu planurile lui și programele lui Mărețe. Vă reamintesc de acel program cu Mangalița, program mărunt, la urmă urmei, da? Prin care, la nivelul județului Dorj a fost solicitări pentru 3500 de purcei și s-au acoperit 12 solicitări, 12 purcei sau pe program, da? La nivel național, într-adevăr, programul cu tomate a fost o reușită. S-a redus importul de tomate. Știți cu cât? Cu 300 de kilograme. La subvenții de 20 milioane de euro. Asta e mare reușită. Într-adevăr, banii aceia sunt foarte buni pentru oameni. Dar oamenii au aruncat pe roșiile pe câmp, că n-au mai meritat nici să le recolteze, să le ducă, să stea cu ei în piață. Să... Că aici nu intervine să-i ajute pe oameni să le asigură o piață de desfacere. Îi menține la nivel de subsistență. Dom'le, cât să nu moară. Nici să nu mor, dar nici să trăiești. Așa. Îi menține cu perfuzii. Ei sunt niște perfuzii pe care le aplică agriculturilor. Adică nu are viziune să facă ceea ce trebuie pentru agricultura României și pentru a hrăni populația României. Cam atât despre Petre Daia. Știți foarte bine. A fost o moțiune simplă pe agricultură. A fost, de fapt, singura moțiune simplă transmisă în direct pe postul național, aceea al lui Petre Daia. Am văzut că Viorica Dăncilă, când a plecat în turneul Turcia, Țările Arabe, Ministerul Agriculturii a fost reprezentat de un secretar de stat. Dar Petre Daia, cred că și-a dat foc la valiză, dar valiză are foc mognit, așa, închis deocamdată. Iar toate energiile negative care se trebuie să porcine, trebuie să le atragă în exclusivitate Petre Daia. Asta e menirea lui în momentul de față pe pământul acesta românesc. De a atrage energiile negative să nu se răspândească peste tot PSD-ul aceste energii negative. Bine, și spune, zice, domnule, noi dăm despăgubiri. Despăgubirile acelea le dă din taxele și impozitele românilor. Inclusiv acelor cărora le-au omorât porcii. Aia care au rămas fără porci în boteț, au plătit taxe și impozite, iar Petre Daia vine în mărinimia lui, prin ANSBSA, și dă Geronimo ANSBSA, da? Cel care patronează tot ce mișcă în sanitar veterinar în România și dă desfăgubiri. Desfăgubirile care se dau la porcii, care cei mai mulți sunt crotariați pe noapte înainte. Umblă unii noaptea, crotariază porcii, fiindcă dacă nu e crotariat și înregistrat, nu poți să-i iei desfăgubiri. Nu știu dacă știți asta și asta. Umblă unii noaptea, crotariază și a doua zi vin și zice, bă, ce porci ai pe aici? Așa se procedează. Ăsta e sistemul pe care Petre Daia l-a adus în faza asta. Fiindcă el a dat acel ordin prin care nu s-a mai făcut controlul sanitar veterinar în gospodăriile populației. Medicii veterinari n-au mai fost obligați să facă acest control sanitar veterinar. Că om, dacă nu l-ai... i-ai luat această obligație, medicul veterinar n-a mai făcut. A deschis toate târgurile și obarele care erau închise pentru protecție împotriva peștei porcine africane.
Că trebuia să deschidă niște culoare în care să ducă, să se învârtă, să se facă acolo, să se manifeste, să cupe toate mătușile, să mănânce prin portbagaje cu lumea. E extraordinar. Niște reușite fantastice pentru agricultori români. Toți oamenii care s-au întâlnit cu Bede Gaia au făcut niște pași înainte în bunăstarea pe care o au și se manifestă. Imaginați-vă cum e să-l pui pe Bede Gaia în capul mesei acolo la Comisia de Agricultură, Comisia Europeană de Agricultură, și el să spună ce direcții trebuie apucate, ce subvenții trebuie acordate în agricultură și toate acestea. O catastrofă. Cel puțin șeful lui direct, Emil Bogu, în 1990, în acel proces celebru, a avut marea tărie de a spune în fața judecătorului, onorată instanță, am fost un topitoc. Dar Emil Bogu, într-un final, a avut onestitatea de a recunoaște. Pentru de-aia nu are această onestitate, nu are nimic. Partidul Național Liberal a depus o multitudine de moțiuni simple care toate au fost respinse. Deci atunci când am considerat noi că ministrul învățământului a făcut niște greșeli foarte mari pentru învățământul românesc, că ministrul justiției, cel care spunea că avem o justiție, unii spun că e bună, alții spun că e rea. Justiția trebuie să fie bună, nu și rea. Din punctul nostru de vedere, justiția trebuie să fie corectă. Ceea ce domnul Tudorel Toader n-a înțeles acest lucru. A înțeles ordinul clar pe care l-a primit de la Coaliția de Guvernare PSD-a, de aceea Tudorel ne fă ceva. Și a făcut. A desfințat DNA-ul și acum a creat o confuzie generalizată în ceea ce privește problemele pe care le-a pus pe spre dezbatere publică cu Procurorul General al României. Augustin Lazar. Iar Avocatul Poporului a fost cumpărat de PSD cu o pensie specială. Suficientă ca să alege exact când trebuia să fie în țară, să plece în Statele Unite. Suficient ca să nu intervină niciodată asupra documentelor pe care le lansează Guvernul României și sunt total în neregulă multe dintre ele. Da? Nu mai spune de Ministerul Transporturilor, care nu a demarat lucrări pentru niciun un kilometru nou de autostradă. Nu. Continuă cele lucrările care au fost demarate cu ani și ani în urmă. Tot ce înseamnă sistem de autostradă în România, acolo unde se lucrează, arată ca un fermoar rupt. Mergi și 6 km pe iar, treci pe un drum național, iar mai ridică o bucată de autostradă. Dar șantiere noi deschise, nici. Ce putem să spunem despre George Vladimir Ivașu, așa zis, un ministru al culturii și patrimoniul cultural și tot ceea ce înseamnă frumos în România noastră, în cea de toate zilele. Când a fost întrebat despre acțiuni de protejare a patrimoniului Brâncușean de la Târgu Jiu și despre casa lui Brâncuș care s-a prăbușit la Hobița, la ziariști, weekend plăcut. Asta a fost răspunsul. Este cel care a scos Roșia Montană de pe propunerea făcută de România, că Roșia Montană să fie prinsă în patrimoniul UNESCO, este cel care a scos-o în discuție. Da? Nu mai spune că sabotează la maximum proiectul Timișoara Capitală Culturală 2021. Europeană 2021. Ministrul Apelor și Pădurilor, domnul Deneș, nu pomenește nimic de prețul lemnelor de foc, în condițiile în care 70% din gospodăriile din România sunt plătite cu iarna cu lemne. Spunea un om de rând, pentru care am tot respectat toată considerația și m-am bucurat că l-am întâlnit în viața asta, om de rând. Zice, domne, de foame rapsi, dar de frig mori.
prețul la lemnele de foc în momentul de față în România este unul foarte puțin accesibil românilor. Dar la noi, la Oltenie, în zona de sud, problema e rezolvată, că noi cumpărăm lemne din Bulgaria. 40 de euro metru cub. Da? Inclusiv instituțiile, primării, școli, cumpără lemne din Bulgaria, la 40 de euro metru cub. Prețul de cost în România este peste, depășește 100 de euro. La lemnele românești. Mai da? Domnul Deneș nu spune absolut nimic pe această problemă. Un ministru care dă viori când tace și când lipsește, dar și când lipsește Dănuț Ambruș, ministrul economiei. Un ministru care cu mare pricepere în tot ceea ce înseamnă economie, are ministrul anvelopă, cum a fost numit de către unii, dar nu anvelopă salarială sau anvelopă investițională sau bugetară. Nu, ministrul anvelopă că schimba anvelopele la mașini. Era o vocalizare. Dar ăsta probabil e primul pas. Poate și rog felul tot așa, ceva. Nu știu. Da. Și-a vrea să vă citesc ce are patrimoniul Ministerului Economiei. Că poate înțelegeți ce s-a dat pe mâna acest cuvânt care în stare să deschidă gura. Transpiră. Când îl pui să vorbească, dacă vrei să faci o transcriere, să pui să vorbească. Sau să răspundă chiar și eu să-ți răspundă la bună ziua. Un efort extraordinar pentru domnia sa. Ministrul Economiei gestionează în cadrul Ministerului două companii strategice listate la bursă. Transelectrica și Transgaz. De asemenea, gestionează companiile din industria de apărare, din industria minieră, neenergetică, industria aeronautică, șantierele navale, practic toată industria țării. În programul de guvernare, domnul Andrușca avea ca obligație să treacă deja, în programul de guvernare al PSD-ului, să treacă deja prin Parlament, legea minelor, legea redevențelor și legea apelor minerale. Nici măcar în fază de proiect nu sunt aceste legi. Ce... Nu mai spun. Dacă vă aduceți aminte, Ministerul Apărării și-a manifestat dorința de a construi în România 348 de tauri cu rai metal, dar prin Romar, socoța la Mizil, în 2016. Nu s-a făcut nimic, absolut nimic, până în momentul de față. Că totul s-a blocat birocratic la Ministerul Economiei. Nu știi ce era tare. O fi făcut armata, cine știe pe unde a făcut, dacă a făcut armata domnul Andruș. Și ce stai eu puțin, că eu nu știu ce era ta. Tapul zice pe cine știe, pe scurtate, dar cine știe. De ce poate prin Moldova de acolo, de pe unde e dumneavoastră? O ciupetă sau ceva. Și dacă e să facem, ducem acest exercițiu de imaginație la mai departe, sau prin, așa cum spunea doamna Dăncilă, să facem un exercițiu de imagine, chiar și despre Ministerul Sănătății putem spune foarte multe lucruri. Să știți că prin majorarea salariilor, și sunt discuții pe care eu le-am purtat cu medicii, prin majorarea salariilor nu s-a rezolvat problema lipsei de personal în sistemul de sănătate. Vedem foarte bine că se înregistrează suficiente cazuri ca să ne sesizăm decese, dar ale medicilor datorită epuizării. În momentul de față, să știți că nimeni, absolut nimeni în România, în Ministerul Sănătății, în primul rând ar trebui să dețină aceste informații, nu are o evidență referitor la câți medici de fac gardă, frecvența gărzilor, raportată la fiecare medic, ceea ce este mai grav. Nimeni în România nu mai știe în momentul de față câți medici avem în țară. O să vină cineva să mă contrazică, nu, domnule, că sunt înregistrat la Direcția de Sănătate Publică. Da, sunt înregistrat la Direcția de Sănătate Publică. Și în Direcția de Sănătate Publică raportează la Ministerul Sănătății numărul de medici înregistrați ca practicanți. E înregistrat ca practicant, dar e practică în Franța de ani de zile. Sau de un an de zile. E înregistrat la noi. Da? Oare dacă avem medici epuizați în gărzi, am rezolvat problema pacienților? Exclus așa ceva. Nimeni nu spune aceste probleme. Vedem că spitalele din România nu sunt în stare
să asigure serviciile în totalitate. Deci spune că bugetul pentru sănătate a crescut extraordinar de mult. Unde ajunge? Eu zic că în felul următor să facem. Dar toată lumea a început să ia, să suie în tren, să suie în avion, să suie în mașină și merge în Germania, în Austria, în Belgia, mai mult, nu știu ce. Pe acolo se trata. Dom'le, ca să nu ne pierdem pacienții în România, la trei, să le dăm, dom'le, la trei prezențe în spitalele, în sistemul de sănătate, apelând la sistemul de sănătate românesc, ai un bonus în Germania sau la Austria. Și în felul acesta ne păstrăm pacienții în România. Dăm de lucru la oamenii, nu știu. Dar unde să te duci? Te duci cu o boală și ieși în spital cu trei boli și nu mă refer la un spital la inclusiv la spitalul județean Dolce. Am văzut, știm cu toții tragedia la politic. Nu vreau să speculez această problemă. Dar unde zice, deci ești un politic și vii să o speculezi politic. Nu! Dar am văzut un părinte care spunea, domne, fiul meu a avut asut 25% de lucru. M-a dus și mânca iaurt. Un iaurt într-un pahar, era bine, am râs, am glumit împreună și n-a rea. Apoi când m-am dus după două zile, a doua zi a intrat în comă și la a treia zi a murit. Păi cum e posibil așa ceva? De ce? Am avut o infecție din spital. Stau și mă întreb, posibilul județean știe cât de corespunzătoare este structura actualului spital numărul 1? E suficient să schimb lifturile? Și să schimb mesele de la radiologie? Că mesele alea metalice vechi pe care puneai un elefant, acum te duci și te întreabă câte kilograme ai, că nu s-o rezistă masa aia chinezească. Aia e făcută pentru chinezi. Masă de sticlă. Da? Cum s-o numi, nu știu. Masa aia acolo, de la radiologie. De sticlă. Câte kilograme ai? Păi ce legătură e unul? Nu, dom'le, dacă nu vă putem face radiografie. Ăsta e un pas înainte. Și să te duci acolo cu mare datap și să inaugurezi un lift. Păi, extraordinară treaba. Ai inaugurat un lift la Spitalul Județean. Cea mai mare realizare posibilă. Noi pornim acum și mergem pe chinezării. Văd mai nou, acum iarăși cartierul chinezesc înfloreste așa cum e. Înfloresc ruinile care sunt pe lângă el acolo. Că el e în fața lui de ruină, așa cum a fost lăsat de chinezi. Mai nou am auzit că administrația locală și județeană, liderii celor două administrații, s-au deplasat în China 9 zile. 9 zile au făcut cursuri intense de limba chineză, s-au luat China la pas 9 zile. Dar am o mare satisfacție. Am reușit să deblochez sau să mobilizez conducerea primăriei din Craiova. M-am dus pe strada Răchitei, pe strada Fulgerului. La câteva zile a venit în acel, pe strada Răchitei și pe Fulgerului, a venit domnul primar cu echipa. Să le confirme ceea ce ne-am promis și eu. M-am dus pe strada Elena Farogou. Eu mă duc peste tot unde sunt solicitat. M-am dus pe strada Elena Farogou, care e copertată de vreo 4-5 luni de zile. Eu am mai trecut pe strada aia, că e Grăchița la mine. Că înainte de a decoperta, era și mai gravă situația, că erau niște blocuri și nu am înțeles de ce s-au asfaltat toate străzile, numai asta nu. Și e decopertată și acum. Primăria a fost acolo, s-a autosesizat și acum zice că în 3 săptămâni maxim se asfaltează. Dar stau și mă întreb și eu, dar cum o fi să ai toate utilajele acolo, să faci decopertarea la asfaltul, tot ce înseamnă acolo. Intervii cu freze, cu toate utilajele astea. Iei utilajele astea, le duci în altă parte, după aceea vii cu utilajele, iar pe acolo să asfalteze. Cât o fi, ce costul o fi, sau ce jocul o fi, așa o să face, s-o construie afacerile cu primăria pe ăla, nu știu. Nu știu. Eficiență maximă dă primăria pe ăla tot ceea ce face. Eu sunt deputat. Da? Ales și prin voturile craiovenilor, ales și prin voturile dolgenilor. Eu o să mă duc în continuare prin orașul meu. Da? Că și eu aparțin Craiova și Craiova este orașul meu de suflet. Nu numai la altul, orașul din inima mea. Nu. Pentru mine e mai mult decât orașul din inima. E orașul unde
trăiesc de atâta timp, unde mi-am crescut copiii, unde sunt copii, învață unii, învață unii, lucrează și toate astea. Familia mea sunt prietenii mei, sunt unul cei mai buni și cu apropiații mei ei sunt în Craiova. Și nu mi-e indiferent ce se întâmplă cu Craiova. Nu înțeleg, sau poate unii nu înțeleg, că n-au mai ieșit de mult din Craiova. Care spun că, ai domnule, că nu e chiar atât de rău în Craiova. Mergeți în altă parte, oameni, și vedeți ce se întâmplă în altă parte. Mergeți și vedeți că, cum, ce tramvai are Oradea. Dar și noi suntem unicate în România. Noi avem tramvaie cu roți pătrate. Singurul oraș din România care tramvaie cu roți pătrate și trase de basculant. Suntem singurul oraș din România care avem autobuze din anii 70-80. Da? La Cluj se poate, la noi nu se poate. De ce? Bugetul Craiovei atât de mic, atât de mic și de ineficient folosit și atât cât e de mic. Încât în momentul de față, municipalitatea, ca și Guvernul României, e aceeași politică. De fapt, un reprezentant în Guvernul României conduce și administrația locală la Craiova. E Aguța Vasilescu, care o expertă în administrația locală, acum e expertă în administrația centrală. Și mi-aș dori să revină să candideze la primăria Craiova. Mi-aș dori. Am înțeles că așa vorbește lumea. Nu știu că n-am eu discuții cu doamna Aguța Vasilescu, cu doamna Aguța Vasilescu. Nu ca șeptitare. Că și-a manifestat dorința de a manifesta, de a candida iarăși la primăria Craiova. Abia aștept. Cam astea sunt lucruri care trebuie spuse. În Craiova se prăbușește totul, din păcate. Oamenii sunt mândri și fani și asta e un mare lucru. Potențialul uman există. Nu există cel administrativ. Întrebări dacă vreți de asta. De prefect al județului Vâlcea a gestionat un astfel o problemă destul de delicată, acea inundație. Vreau să vă întreb, da? Cum considerați că s-a gestionat problema acestui caz sau acestui caz de pescăpăcină din județul Vâlcea? Cât a fost de dacă prefectura, speță domnul prefect, și-a făcut treaba? Autoritățile, dacă și-a făcut treaba? Și a doua întrebare, dacă avem certitudinea, rezultatul analizelor a fost unul corect. Deci n-am fost părtaș la ceea ce înseamnă acolo realizarea efectivă a analizelor. Dar stau și mă întreb atunci cum s-a intervenit dacă n-ar fi fost corect rezultatul analizelor. Care a fost motivația totuși să te duci să omonești pori la oameni, decât să-i sperii și să le spui că le dai despăgubiri, fiindcă sunt problema să pune și pe următor. Acum dăm despăgubiri, da? Că au avut niște porci. Și dai despăgubiri pentru porcii pe care i-au avut. Pe care eu i-am luat, stat, i-am... Deci este exclusă treaba aceasta? Nu cred că face cineva glume de genul ăsta. Asta nu e. Nu te poți juca cu asemenea treburi. Sunt extrem de importante și de treburile ca să fie și cu efecte dezastroase pentru tot ceea ce înseamnă nu numai crescătorii de porci, pentru ce înseamnă porcul românesc, pe care Petre Daia l-a lansat în programul de guvernare de sectorul porcul românesc, i-a reușit a fi că îl introduce în capitolul de istorie. Nu, odată în România se creșteau porci. O să le arătăm copilul în poze, sau mergem pe la grădina zoologică să vadă un porc, cum arată un porc. Iar... Deci acum dăm. Dar la anul când, dacă eu îi gătesc să mai crească porc, da? La anul cu ce mai vin? Cu ce bani mai intervin asupra omului? Vreau să a fost și eu lucrul ăsta de la Petre Daia. L-am întrebat de foarte multe ori. Nu mi-a răspuns niciodată. Dacă 31 de ani, ca în Spania, în continuare, nu este eradicată pestea porcină africană, cum îl mai ajut pe țăranul român? Îi interzis să crească porcul. Nu eu. Petre Daia. Prin politica pe care a făcut-o. Da? A avut o atitudine pasivă. Și apoi a avut intervențiile pe care le-a avut, au fost total neprofesionale. Au dus toți medicii veterinari în România să-i duci unde? Să-i duci în focalul de infecție la Turcia, ca să fie vector, toți după aceea să ai garanția că se răspândește în toată țara. Așa se procedează?
Local, cum mi s-a părut că au acționat autoritățile? Local au acționat cu amatorism. Amatorism. Cei care știu într-adevăr ce au de făcut sunt medici veterinari. Dar pe acolo am văzut și niște bucolițe care dădeau, vorbeau pe la telefon, dădeau pe acolo. Care, vezi, doamne, era să coordoneze, era că ține acolo. Trebuie lăsați doctorii veterinari să-și facă datoria, că știu ce au de făcut. Sunt singurii care știu ce au de făcut. Este o problemă de securitate alimentară? Este. Se intervine mai altfel? Este o problemă de securitate alimentară națională. De securitate națională. De nu am văzut în primul rând, România poate fi scoasă din această... România poate fi scoasă din această mare... piață a cărnii de porc. Dar faptul că prefectura nici cum această oră n-a dat niciun comunicat de presă. Nu, n-am înțeles. Nu a dat niciun comunicat. Prefectura. E un comitet interministerial, la nivel național, unde se raportează, domnule, în județul Dor, la Comănicea, în Comuna Secu, da? Comuna care a dat Patriarhul României, da? La Comuna Secu, a produs un focat de presă. Bă, liniște, nu faceți mare cancam acolo, că, de ce, ministrul are, el iese la televizor pe programul național și spune, domnul, totul e sub control, deja am început repopularea. Unde repopularea cu ce? Cu niște porci care se vezi, care sunt vectori acolo, se bate acolo, să vezi dacă într-adevăr se mai îmbolnăvesc sau nu se mai îmbolnăvesc. Nu că e o repopulare și că ăla poate să-și crească porcul și nu știu de vreo. Dar niște studii pe care le fac ei, mă rog, le fac să vadă dacă se mai îmbolnăvesc. Că nu există posibilitatea de verificare. Pentru că aia s-a gândit că din ce iese și ce afirmați. Se face că, v-am mai spus eu, că asta e un boc de ață, așa că am făcut o stipe din asta de sus, care merge, merge, merge. Că a spus, doamne, în jurul fetelor să faceți o fâșie, arătură. Cred că zice că merge pe arătură, se epuizează și moare, cade pe arătură leșinată și moare acolo un boc de ață asta. Sau... Dacă mă întâlnește porc, îi străzi și o ronță. Dă gelul la iarnă și o să moară. Dar câte ieni oare au trecut, mai ales că zice că a venit din Ucraina, da? Pesta asta, porcina africană. Oare câte ieni ori fi? Dă-le arusești. O, și crivățul, cât o fi bătut peste virusul ăla și n-a murit. Că mai era un poet național care ieșea pe, cu Petre Daia pe programul național și spunea că domne, deci vine iarna și moare ăsta. Băi, vorbiți mă despre ce știți voi, mă, nu vorbim despre ce nu știți. Păi cum o fi ajuns aia din Africa și până aici? Dacă rezistă și la ger și la asta, dacă ea moare așa, că cine? Moare că vrea Petre de aia. Uite că nici Dumnezeu nu vrea și nu ne-a... Nu l-a văzut pe Petre de aia să iasă cu problema? Faptului că nu s-a putut semăna în toamna asta, nici măcar nu s-a putut doamna. E o secetă ceva de neimaginat. Uite, chiar de dimineață m-am întâlnit cu niște ingineri agronomi și mi-a spus, domne, toată viața sunt om bătrân, toată viața mea n-am văzut așa ceva, o asemenea secetă. Nu a răsărit aproape nimic din ce s-a semănat. Aproape nimic. Nu-l văd să iasă. Păi, mai avea bani pentru irigare de aprovizionare, acolo unde se poate. Ne-am dus, am vorbit cu... și am făcut mătălii pe la biserică să plouă și toate lucrurile. Nu, am văzut-o. Ești, mă, fă-mă de toate, tot ce trebuie pentru țara. Păi știe că la anul nu va mai fi. Va fi iarăși marele clown al agriculturii românești. Sper că și încheie ciclul spectacolelor pe care le dă. Că sunt grotești spectacolele pe care le dă. Iar anul zice, vedeți, când am fost eu, a fost producții record. Când n-am mai fost eu, dar nu spune că n-a făcut nimic pentru sistemele de irigație, reabilitarea sistemului de irigație. A decolmatat niște canale care... Uitați-vă pe la Găneasa, face. Niște canale care nu încep de nicăieri și nu se termină nicăieri și apoi n-ai de unde să faci pe canale respectiv. De-aia zice, uite, domnule, am decolmatat canale de aici. A dat niște bani la unii care... Oamenii și-au făcut datoria aia. Dacă domnule, asta mi-a spus, să facem, asta facem. Dar să lase impresia că face ceva. N-am cu nimic. Am și o întrebare. Dacă putem să părăsim o țară agricultură așa... Ia. Ziceați că ați auzit că și-a manifestat Oguța Vasilescu cu intenția să candideze din nou la primărie și că dumneavoastră abia așteptați. Dar de ce abia așteptați? Să candideze, că să scoatem în toate marile realizări și primii păreți ale
administrației Orhuța Vasilescu din 2012 și până acum, că tot Orhuța Vasilescu conduce tot ce mișcă în Craiova asta, da? Și să le reprezintă pe tavă așa. Mă voi implica de sunt deputat, am treaba asta. În același timp, dacă vreți să mergem mai departe... Vreau să vă întreb dacă v-ați manifestat dumneavoastră dorința de a candida. Dacă mă lăsați să... Vă rog. Ați avea poate o... Măcar parțial un răspuns la ceea ce ați dorit dumneavoastră să auziți. În... Printr-o decizie a Biroului Politic Național la... la Partidul Național Liberal, s-a declanșat o competiție internă pentru cine vrea să candideze la municipiile capitalele reședință de județ, capitalele de județ în România, da? Candidaturile pentru competiția asta internă se depun până pe 15 noiembrie. Candidatura vin cu un program de acțiune, da? Și tot ceea ce înseamnă benefic pentru urca pentru pe care vrei să o administrezi, să o guvernezi. Iar în primăvară se va prinde urma unui sondaj. Nu așa, vă rog ce tare e mușchiul meu și eu vreau să candidez la pe ce tare sunt eu. Dar cu Lia Orhuța Vasilescu mă voi lupta nu numai după 15 martie se va decide cine va fi candidatul Partidului Național Liberal la Pitești, la Constanța, la Bacău, la Craiova, la... Da? Eu mă voi lupta și mă voi lupta în câmp deschis. Nu după colțuri, nu pe sumese, nu prin spații întunecate sau chestii. Nu, ne luptăm în piețele Craiovei. Piețele astea, gene, nu în piața agroalimentară. Să aruncă cu ardești cum o vorbim noi. Da? Deci nu v-ați manifestat dorința de a candida sau v-ați manifestat? Eu nu înțeles ei. Păi intru și eu în această competiție internă. Acum nu decid eu. Sondajul nu-l fac eu să zic, bă, îl fac eu pentru mine și ce, mamă, ce bun sunt și să vezi ce... Deci v-ați înscris în competiția internă? Încă nu am înscris. De până pe 15 noiembrie se facă scriere. Dar o să vă înscrieți. Cred că da. S-a mai înscris, domnule, cineva asta? Da. Fiecare e o decizie care poate ține fiecare. Păi până pe 15 noiembrie, suntem în 2 noiembrie. Pe 15 mai suntem în 2 săptămâni. Ce ne-a mai am unui timp să se gândească, unui timp să se răzgândească. Ce ne-a spus în conferința de presă, sunt fragmente din moțiunea de cenzură din luna noiembrie.